Aglomerația din centrul Bucureștiului ar putea însemna și altceva în afară de claxoane, șoferi nervoși și noxe de la mașinile din trafic. Asociația Ivan Pațaichin, Mila 23, propune conectarea la natură. Prin acest proiect, Ivan Pațaichin recomandă strategii de recucerire a urbanității cu scopul de revitalizare a Dâmboviței, râul uitat al capitalei. O plimbare cu barca în centrul orașului este visul multiplului campion olimpic și mondial, pe care dorește să-l transforme în realitate și să-l împărtășească cu mulți iubitori de natură. Timp de 2 săptămâni atragem cât mai mulți specialiști, cât mai multe instituții, ca împreună să discutăm problemele râului Dâmbovița și eventual să găsim soluții pentru a crea un centru de natură, centru de ecourbanism. Adică Dâmbovița trebuie recuperată cumva, trebuie să ajungem ca aici să vină tinerii și să petreacă timpul liber. Nu degeaba am ales chiar în fața bibliotecii, pentru că întotdeauna am zis cartea Mișcare și Natură au un rol foarte important într-o comunitate. Din câte știu eu, în București nu prea s-a întâmplat să reușești să valorifici, să atragi atenția asupra Dâmboviței ca un simbol al Bucureștiului, întâlnit de la Caragiale în foarte multe scrieri de-a lungul literaturii noastre, și o revalorificare urbană, ecologică și a întregului spațiu din această zonă. De asemenea, se pune în valoare un spațiu între Patriarhie și Biblioteca Națională. Spațiul este extrem de heterogen. Avem spațiu pietonal, avem o zonă aglomerată din punct de vedere al traficului, avem spațiu comercial și totuși un asemenea proiect reușește să armonizeze aceste zone și mai mult decât atât să facă din spațiul bucureștean un spațiu de promenadă, să atragă atenția asupra faptului că putem să vedem și altfel orașul. S-au luat deja niște măsuri care vor conduce la o redesignarea malurilor în măsura unor fonduri care există acum. În această zonă vor continua niște amenajări care vor fi mai ample, în care vor atrage chiar activități de loazir. Personal sunt atras de acest proiect și de ceea ce promovează Ivan Pațaichin și până la urmă este datoria aproape într-un fel la primărie de a sprijini asemenea activități și este un lucru normal până la urmă. La manifestarea de la Biblioteca Națională a României au participat specialiști din Berlin, Ljubljana și Wrocław, care au realizat proiecte de reamenajare a spațiului urban în aceste orașe. Proiectul dezvoltat în Berlin nu a vizat zona comercială sau privată. Ținta a fost domeniul public. Au fost implementate idei experimentale, cum ar fi grădini mici sau spații cu interferențe culturale. Acum oamenii petrec timpul liber într-o atmosferă relaxantă. Pot să practice sporturi diverse, precum cele nautice, atât pe timp de vară cât și în sezonul rece. Am creat acest spațiu pentru berlinezi, dar și pentru cei care sunt în tranzit. Până pe 5 noiembrie, Biblioteca Națională a României găzduiește workshop-uri despre soluții urbanistice și evenimente culturale cu scopul de a pune în valoare râul Dâmbovița și spațiul adiacent bibliotecii.